Salut, dragi pescari! Vreau să vă anunț că va fi o nouă colaborare între Pescarul de Obrăgean și Feeder Fishing. Veți găsi foarte multe articole de feeder în acest magazin. Este un băiat super de treabă, un super bun, care cunoaște toate domeniile de pescuit din Constanța. Îl veți găsi pe varianta de la Ovidiu. O să vă las și adresa. Și în descriere vă las și linkul înspre site-ul de Feeder Fishing. Salut! Am trecut pe la magazinul Feeder Fishing Row, pe varianta la Ovidiu. Veți găsi acolo toate produsele pentru feeder. Și un băiat foarte bun și priceput în toate domeniile, toate lacurile și toate zonele de pescuit din Dobrogea. Am luat un pentru în această seară pescuiesc pe Sudghiol. Am 3 lansete, toate sunt pe Method Feeder. Un 60 de grame. Am un ac de 16, înainte fir de 15. Am luat un benzar, un nou Method Feeder de 45 de grame. Am avut o recomandare și am luat un de la tot de la feederfishing.ro dumpers. Cârlige de 16 și nadă special pentru sudghiol. Aceasta. Și primul caras. Cât palmă. Am schimbat locul. Suntem în mijlocul stațiunii Mamaia, dar locul nu vi-l spun mai mult, pentru că l-am găsit cu greu și aș prefera să nu-l divulg foarte repede, că e foarte plăcut aici. Să vedem ce voi prinde. Un loc minunat. Un loc frumos în mijlocul stațiunii Mamaia. Un loc pe care l-am căutat. Acest loc, vreau să zic că este de mult pe care l-am căutat. Exact cum îmi doresc eu în stațiunea Mamaia să fie. Să fie accesibil, să fie ușor de ajuns, să fie frumos. Da, cum spuneau și colegii noștri pescari, Lulu, cine îl cunoaște din Constanța, este ceață. Este foarte ciudat astăzi cu vânt. Și să vedem acum ce pește vom prinde aici, că în partea cealaltă la Ovidiu am plecat pentru că îmi bătea vântul și cum am zis și ieri, nu-mi place să-mi bate vântul în față. În spate e ok, în față nu-mi place deloc să-mi bate vântul. Și plecat din locul ăla, am venit aici să văd ce voi pescui. Acest an, vreau să zic că a fost un an al căutării pe lacul Sudghiol. Un an al noutății, un an în care să învăț cum se prezinte Sudghiolul. L-am luat la pas, am vorbit cu colegi, am vorbit cu prieteni și mai căutăm. Dar așteptăm să se facă vremea mai frumoasă și mai primitoare pentru Dunăre. Apropo de Dunăre și de celelalte râuri, am și eu o rugăminte la cei care fac alte video și mă urmăresc pe mine. De ce numiți râurile din țara noastră sau Dunărea de la noi, de exemplu Dunărea cea bătrână, Prutul bătrân? De ce? Ce e așa este bătrân? Că nu este nimic ca bătrân. Bătrân putem să considerăm soarele. Așa bătrân putem să considerăm și sudghiolul, putem considera orice. Mi se pare o
o denumire care nu și are rostul în multe video și multe postări. Bătrâna doamnă. Hai să fim serioși. La finalul acestui video o să vă pun locația exactă și adresa o să fie în descriere la magazinul de feederfishing.ro, pe care vi-l recomand să îl vizitați. Toți cei care sunteți pasionați de feeder, veți găsi o gamă largă de produse, de la nadă până la momeală, până la echipamente de îmbrăcăminte adecvate pentru pescuit pe căldură. Am văzut în acel magazin foarte multe lucruri frumoase, de calitate, și mai ales Gianni este un băiat priceput, un băiat care cunoaște mult pescuit cunoaște. Și dacă nu cunoaște el, să zicem, știu că are foarte mulți prieteni care sunt foarte documentați și foarte precepuți în pescuit. De la care o să am și eu ce să învăț. Și sper să am de acum partide mult mai eficiente, rezultate mult mai eficiente, cu ajutorul acestei colaborări. Și să fie într-un ceas bun. Este magazinul Feeder & Fishing de la Gianni. Este adresa strada portului numărul 10 din Ovidiu. Sau pe celălalt pe care cunoașteți este pe varianta la Ovidiu. Are un banner cu Feeder & Fishing. Este ușor de găsit, este ușor de reperat. Veți găsi toate produsele acolo.